Bună ziua! Deschidem lucrările ședinței extraordinare din data de 21 februarie 2024. Cum face prezența? Doamna Neilana? Prezent! Agapi Alexandru? Prezent! Andronache Nicolae Tudor? Prezent! Botezatul Maria? Prezent în sală! Bujor Dumitru? Prezent în sală! Cimpoeșu Gheorghe? Prezent! Bună ziua, domnul Cimpoeșu! Bună ziua! Domnul Sergiu Mihai, prezent în sală. Domnul Acosta, prezent în sală. Doamna Doileț. Prezent. Dumitru Mihai. Jircu Adrian este prezent. Jicaru Adrian. Prezent. Maxim Iluță este prezent, domnul Iluță. Moraru Marian Dorin. Domnul Moraru. Nu-l vedem. Nu așteptăm un piculeț. Orhean Ionuț? Prezent. Popescu Carmen, am văzut un online prezent. Roșca Sorin? Prezent. Sergentul Adrian? Prezent. Sticlarul Dana Cerasela? Doamna Sticlarul? Da, prezent. Bună ziua. Și Ciprian Zarzu, prezent și el. Trecem la ordinea de zi. Mă întreb dacă cunoașteți proiectul ordinii de zi din convocare. Da. Sunt observații la ordinea de zi? Dacă nu avem observații la ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Ce avem în sală, o să punem pe forum, luăm ce avem în online. Doamna Anei? Pentru. Doamna Doileț? Pentru. Doamna Popescu? Pentru. Domnul Orhean? Pentru. Domnul Cimpoeșu? Pentru. Domnul Jitaru? Pentru. Să vedem cine mai este prezent. Domnul Moraru? Pentru. A intrat și domnul Moraru. Îl punem și prezent. Pe cine mai avem în online? Doamna Sticlaru? Pentru. Și cred că cam atât. Domnul Dumitru n-a intrat încă. E cineva în online care n-a votat? Nu, cred că am utilizat și acest punct. Trecem la ordinea de zi. Proiectul de hotărâre, unicul proiect al ordinii de zi, de fapt, proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării hotărârii numărul 55 din 15 mai privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești, care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar, cu modificările și completările ulterioare. Are cuvântul domnul secretar pentru prezentarea referatului de aprobare la proiect. Datorită faptului că la nivelul municipiului Ionești s-au obținut rezultate deosebite la olimpiade care nu se regăsesc în regulamentul menționat, pentru a nu discrimina elevii și cadrele didactice care au muncit în vederea obținerii acelor premii, prin prezentul proiect se propune completarea și modificarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 55 din 15 mai 2015 privind aprobarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar cu modificările și completările ulterioare astfel. Se aprobă modificarea și completarea articolului 2 la anex, al anexei la hotărârea 55/2015, după cum urmează. Punctul 1 se modifică, se completează cu următoarea sintagmă. Olimpiada Cultură și Spiritualitate Românească, Olimpiada Națională de Argumentare, Dezbatere și Gândire Critică, Tinerii Dezbat și Olimpiada de Limbă Rusă. Punctul 2. Se modifică și se completează cu următoarea sintagmă. Olimpiada de Creativitate Științifică, Olimpiada de Astronomie și Astrofizică, Olimpiada de Informatică Aplicată, ACADNET.
face mențiunea că celelalte prevederi ale hotărârii nu se modifică. Față de cele arătate, vă rugăm să aprobați proiectul în forma prezentată. Dacă avem discuții pe marginea proiectului de hotărâre, avizul comisiilor. Aviz. Comisia, avem comisia 4, 3, 3 C1, C1. Aviz favorabil. C3. Favorabil. Și C4 favorabil. Dacă nu avem, aveți din... Da. Domnul primar, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. După cum... Bine, știți, acest proiect a demarat în anul 2013 cu premierea Olimpicilor, din care ne amintesc, în 2012. Este un proiect de suflet pe care l-am inițiat la acea vreme, care an de an a fost îmbunătățit, iată că și astăzi, în urma constatărilor că au apărut între timp alte olimpiade, alte, chiar și alte materii, aici mă refer la limba rusă, care n-a fost prinsă în regulament, astăzi îmbunătățim acest regulament. Împreună cu directorii instituțiilor de învățământ am stabilit data realizării galei învățământului. Va fi pe 14 martie la ora 10 la cinematograful Capitol. Profit de această ocazie pentru a vă invita să fiți prezenți, să-i aplaudăm la scară deschisă pe cei care într-adevăr... Da, merită... unde pleca? Că e un discurs care eu l-ascult și așa. Da. După cum știți, am discutat pe tema premierilor în urmă cu o ședință, când am vrut să modificăm regulamentul, numai că atunci l-am retras pentru că nu puteam schimba regulile jocului în timpul jocului. Nu avem legislația în acest an, nu ne permite să acordăm premii la participanți, doar pentru participare, ci doar pentru distinții. Între timp, așa cum am promis în acea ședință, am identificat sumele necesare din sponsorizări pentru a, ca acești tineri meritoși să primească ceea ce merită, atât ei cât și cadrele care le-au instruit, vor primi premii exact conform vechiului regulament și actualului regulament, care nu poate fi aplicat sumele din regulament. Profesorii vor primi jumătate din suma care se acordă elevului. De asemenea, profesorii vor cumula premiile dacă au mai mulți elevi. Aceste premii extra, care nu vin din bugetul local, ci din sponsorizări, se ridică undeva la 60.000 de lei, bani care vor fi acoperiți, după cum v-am spus, din sponsorizări. Mulțumesc. Dacă am și îmi cer scuze că am sărit încă un lucru foarte important, pe data de 15 a fost stabilită gala sportului uneștean. De asemenea, vă invit să fiți alături de sportivii noștri, cei care aduc plus valoare comunității noastre și ne reprezintă atât de frumos la nivel chiar și mondial în curând. Unde are loc gala sportului? La tot la cinematograf Capitol, tot la ora 10, numai că este pe data de 15, am stabilit, prima dată am stabilit cu directorii, aș fi vrut să le facem în acea zi, dar din discuțiile cu doamna Ingrid, doamna director Ingrid, a spus că îmi vine mai ușor pentru sportivi să fie vineri gala și atunci am rupt-o în două zile. Va fi joi, va fi pe 14 gala învățământului Oneștean și vineri pe 15 gala sportului Oneștean. Mulțumesc și le mulțumesc sportivilor și elevilor pentru cinstea care o aduc comunității noastre și le urez mult succes în continuare. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, ar interveni și eu un piculeț cu o sugestie. Chiar dacă nu avem prins în regulament acum, sper ca anii viitori să reușim să facem o modificare sau în perioada imediat următoare să reușim să facem o modificare, în așa fel încât să putem premia și copiii care participă, dar și pe cei care au distinții la concursurile școlare naționale și internaționale, pe lângă olimpiade. Și acum urmează dumneavoastră să apreciați. Aș sugera ca la
evenimentul pe care îl faceți pe până de 14 martie. M-a dat câte o diplomă în urma discuțiilor pe care le veți purta cu conducerile școlilor, să dăm câte o diplomă pentru participare la aceste competiții, adică să se simtă și copiii aceia bine și să fie aplaudați de părinți, pentru că au depus totuși un efort, chiar dacă n-au luat premii, n-au luat premiile 1, 2 și 3, cred că și participarea e foarte importantă și mai sunt și copii care au luat distinții la concursuri naționale, concursul Ana Planeleana, spre exemplu, care e un concurs renumit la nivel de la limba și literatura română. Cred că în urma discuțiilor pe care le-ați purtat cu directorul am putea face și câte o diplomă ca să recunoaștem meritele acestor copii. Bun. Mă simt obligat să răspund și la această întrebare. Am avut discuții cu directorii inclusiv pe această temă. Într-adevăr, la gimnazial, anumite materii nu au olimpiade, ci doar concursuri. Singura problemă este, care urmează la propunerea tot la fel reprezentanților instituțiilor de învățământ, să vedem care concursuri sunt echivalentul olimpiadei, pentru că se fac foarte multe concursuri. Acum sunt zeci de concursuri. Sunt pe o materie 5, 6, 7, 10 concursuri. Trebuie să vedem care este finanțată și care ține într-adevăr locul. De exemplu, știu, eu sunt direct implicat, fiica mea merge la un concurs de biologie care e cumva olimpiada, dar este concurs. Știu situația, o vom reglementa cu siguranță și trebuie să o reglementăm cât se poate de repede, pentru că după aia nu mai putem schimba, o să ne, la anul ne trezim, sau la finalul anului ne trezim în aceeași situație și nu, că nu mai putem. Am avut discuție cu reprezentanții instituțiilor de învățământ și imediat în perioada următoare aștept propunerile din partea directorului să ne spună care este exact concursul pe care înlocuiește olimpiada, pentru că nu putem să înlocuim olimpiada cu 5 concursuri. Și acelor copii să dăm măcar o distinție și să-i dăm pe scenă, da? Și aplaudăm, cred că cu siguranță, da, plus, normal ar fi fost într-adevăr să-i și premiem, dar am fost luați până pregătite cu treaba asta și dar o vom reglementa, așa cum am spus, de la an la an am încercat să îmbunătățim, să eliminăm erorile și să fie această premiere cât mai corect făcută și să acopere, într-adevăr, toți elevii meritoși. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Mai sunt discuții? Da. Am înțeles că suplimentarea premiilor se face prin anumite sponsorizări. Aș vrea ca în numele Consiliului Local să mulțumim acelor sponsori. Și poate, domnul primar, ar fi bine să ne nominalizați unul doi sponsori care au participat la costume la aceste premieri. Mulțumesc! Domnul, ca să nu fie... Bun, da, este vorba de, după ședința de Consiliu, probabil a auzit doleanța noastră, este vorba de domnul Mihai Ilie Panimon, unul dintre sponsori. Și al doilea... Levila, ca să, hai, ca să nu mai... Da, cred că e, da, la mulți... Nu pe primul braț, al doilea știa. Da. Cred că sunt mulți oameni în care ar fi dorit să contribuie la premierea copiilor cu rezultate excepționale, pentru că este un lucru frumos și acești copii trebuie stimulați și trebuie apreciați pentru ceea ce fac, pentru că știm că Onești dă rezultate și la olimpiadele naționale, și la concursurile sportive, adică încă ne avem cu ce ne mândrim. Dacă nu mai sunt discuții, propun să trecem la vot. Cine este pentru din sală? Trecem la vot la persoanele aflate în online. Doamna Anei? Pentru. Domnul Cimpoieșu? Nu mai reperăm. Doamna Doileț? Pentru. Domnul Jitaru Adrian? Pentru. Domnul Dumitru? Pentru. Domnul Moralu? Pentru. Orchiană Moț? Pentru.
Și doamna Sticlaru, doamna Cerasela? Eu. Popescu Carmen? Pentru. Cred că atât. Mai e cineva online care nu a votat? Nu. Cred că pe domnul Jitaru, a votat. Domnul Cimpoeșu mai întrebă o dată. Nu mai este conectat. Nu mai este conectat. Date fiind acestea, trecem la proiectul 2 al ordinii de zi. Probleme de interes local diverse, dacă are cineva de comunicație de ceva, vă rog. Dacă nu, declarăm închise lucrările ședinței extraordinare din data de 21 februarie, hotărâre după masă frumoasă și să ne vedem.